făcute cu stimul de navigație de Republica Moldova, dar să mai întâmplă. Am venit din cele mai departate de leaguri pentru a vă felicita. Pentru început, noi cunoaștem din careva surse că în luna octombrie dumneavoastră aveți două manifestări importante. Ziua dumneavoastră de naștere. Doamna Leona de acum știe secretul. Noi da, am dovedit să vorbim teritoriul ca să avem încredere în persoană. Domnul Pietru, dacă dumneavoastră cunoaște, din partea cui poate fi aici surpriza? Aveți neamuri, aveți prieteni, verișori. Deci cu atare o să o să pudă. Aleona, adică avem două, da, cred că... Eu o să Aleona și încă una. Aveți dreptate, este din partea prietenilor noastre. Aleona și... Maurițiu. Maurițiu, soțul, aveți dreptate. Prin cele mai sincere cuvinte, ei vă felicită cu ziua de naștere. Vă felicită cu ceea ce a fost important în viața dumneavoastră și ceea ce urmează să fie din an în an. Ne bucurăm foarte mult că și noi avem posibilitatea să vă felicităm. De asemenea, în felicitarea domnilor reprezintă cuvinte de dragoste, sentimente de dragoste, dor, de tristețe, de asemenea, pentru că faptul că nu sunt ei alături. Faptul că acest mesaj vi-l trimitem noi. Ei sunt nespus de bucuroși că vă sunt prieteni și vă pot numi. Sunteți o familie care sunteți demnă de prietenie și sunt mândri de voi. Ne mulțumim foarte mult că faptul depărtarea nu îi deranjează ca să vă poată aduce zâmbetul pe față și să vă poată manifesta dragostea față de familia dumneavoastră. Vă dorim un foarte mare la mulți ani, un mare de două ori pentru că au fost două sărbători de naștere. Așa că în această zi importantă, cred că de acum ați mâncat, ați servit, ați manifestat. Da, ieri a fost ziua domnului, ați manifestat. Așa că din partea lor vă servim cu careva cadouri. Pentru început aș vrea să începem cu un tort ce semnifică dulcele, este binele, este zâmbetul, este prietenia, este la o masă unde puteți vă întâlni și schimbați o vorbă de bine. Un mare la mulți ani, până în partea. Și grație mili. Da, de asemenea, pentru dumneavoastră vă dăm tortul, cum așa să clasificăm cadourul pentru dumneavoastră, doamna Leona, că sunteți ființa cea mai frumoasă din lume, sunteți mamă, sunteți prietenă, soție. Vă codonăm acest buchet frumos din mâinile iepurașului. Are iepuraș. Da, acolo iepurașul. Iepurașul nu pleacă. Iepuraică mare. Acolo și iepurașul, iepuraică, tot împreună. Asta a fost desigur o surpriză. Un mare, mare la mulți ani. Înștept. Cei mai buni Dacă doriți să... Grație, Leona, grație, Maurițiu, grație, Mili, Bacioni, te abraceamo, con Petro. Să le transmiteți mesajul de felicitare și de mulțumire de semene, este foarte minunat din partea dumneavoastră. Da, mulțumesc, dar încerc scuză că așa noi pe drumuri, soțul meu dacă așa e ocupat cu serviciu, că... Cum s-ar zice? Noi suntem foarte bucuroși, noi avem să ne dăm bătuți, până noi avem să vă găsim. În viață nopții, noi suntem streseni. Ne bucurăm foarte mult că mulțumesc, am creat zâmbetul. Nu v-ați deranjat pe mult timp. Da, mă încerc scuze și la Aleona, scuze că se seama un... Investito no tanto bello. Înțeleagă și domnul Maurițiu. Domnul Maurițiu se înțeleagă. Asta e foarte bine. Ar fi o cunoaștere.